Cupa României, faza județeană, deschide calendarul competițional al AJF Giurgiu din 2024. Primele jocuri, trei restanțe, s-au disputat la finele săptămânii trecute, iar duminică sunt programate partidele celei de-a treia etape. Una în care intră în competiție formațiile din Liga 4, mai exact cele care vor evolua în play-out. Abia din etapa 5 se vor alătura și cele mai bune 8 formații din județ, calificate în play-off. Primele trei partide oficiale din județul Giurgiu au fost foarte echilibrate. Tineretul Vadulat, 2-1 cu Voința Podișor, ASE Găiseni, 5-4 cu CS Pădureni și Unirea Vânătorii Mici, 6-5 după executarea loviturilor de departajare cu Stejarul Bulbucata, obținând calificarea în etapa a treia cupei. Și în această a treia rundă se păstrează criteriul geografic, programul fiind următorul. Partidele se vor disputa duminică de la ora 11 pe terenul echipei din eșalonul inferior. Conform regulamentului, dacă la finele celor 90 de minute rezultatul va fi unul egal, se va trece direct la executarea loviturilor de departajare. Câștigătoarele se vor califica în etapa a patra, care va avea loc peste o săptămână, pe 3 martie. Reamintim faptul că o zi mai devreme, pe 2 martie, va debuta și play-off-ul Ligii a 4-a Giurgiu.